Acest curent suveran, el este acum o necesitate pentru cei care au sentimentul pronunțat de autoconservare, de a supraviețui asupra acestui tăvăluc numit neoliberal care vine peste noi, care îți ia istoria, care îți ia memoria istorică, care îți ia identitatea ta etnică și trece până la identitatea ta biologică. Dacă nu avem capacitatea, nu avem vocația, nu avem nicio șansă, cu părere de rău, fiindcă aș reprezentat a partidului politic, acest curent în Republica Moldova nu este reprezentat, clasa politică existentă pe scena politică, îndrăznesc să spun și vreau să aud replica cuiva, 90% sunt gestionați, ghidați, trimiși pentru interesele altcuiva, iar o elită cu adevărat națională pe scena politică din Republica Moldova încă mai rămâne de așteptat, cred eu.